Dragii mei, salutare, o nouă emisiune, Generația lui John, pregătiți-vă pentru marea provocare, pregătiți-vă să o cunoașteți pe singura din Prahova care a luat 10 la bacalaureat pe linie. Pentru mulți asta să fie nu tocmai cea mai bună porție de cultură, de educație, de exemplificare, ci acea frustrare că, domne, fata asta la 10 și eu de-abia am luat un 7, un 8 și uite-te la mine că totuși nu e foarte bine. Vedem dacă sistemul românesc actual ne ajută într-un fel sau altul, dăm spre educație și probabil aproape de final vedem dacă ne ajută cu succesul nostru personal alături de o singură invitată. Vorba de Amalia Florescu. Amalia, bine ai venit în emisiune. Bine v-am găsit. Amalia, să știi că zilele astea o să-ți sune telefonul la greu, o să ai din ce în ce mai mulți prieteni pe rețelele de socializare. Și probabil că o să te simți din ce în ce mai bine, că vorba aia, felicitări, bravo! Mulțumesc! Ești singura, singura din Prahova, singura din județ, da, nici măcar nu ești din Ploiești. Păi mai bine așa, din Câmpina, în sfârșit ieșim și noi în evidență. De fiecare dată ieșiți în evidență, două, trei cuvinte despre tine, să știi mai multe lucruri față de ceea ce am citit până acum pe internet despre tine. Eu sunt Amalia Florescu din Câmpina, am învățat la Colegiul Național Nicolae Grigorescu la Mate Info Intensiv Franceză. Îmi place foarte mult să joc basket, să pictez, să cânt la diferite instrumente și îmi place să am timp pentru mine, deși mulți cred că eu stau doar să învăț, să nu fac numai asta. Îmi place să fac orice, să învăț cât mai multe, să aflu cât mai multe, să fac din toate. Amalia, câtă vreme te-ai pregătit pentru bacalaureat? Tot liceul. Din clasa 9? Da. Ai conștientizat că totuși e o etapă a maturizării tale și că merită să nu stai degeaba sau să nu bați apa în pio? Da, mi-am dat seama că nu are rost să pierd tot timpul pentru diferite activități când pot să și învăț între timp. Adică nu avea rost să las toată materia să treacă pe lângă mine și eu să stau în ultimul moment să învăț totul. Zi cum ai primit marea veste, adică te așteptai să iei 10 pe linie? Te așteptai să fii singura din Prahova cu 10-le ăla valoros, 10, curat, fără nicio urmă? Adică nu e 9.99, este 10.0. Având în vedere că sunt foarte mulți copii inteligenți în Prahova, nu mă așteptam să fiu singura. Nici nu eram foarte sigură că o să am numai 10, cel puțin la limba română, mă așteptam să nu iau 10, pentru că totul este subiectiv și poate fi interpretat. Am considerat că o să iau peste 9-50 oricum la toate materiile. Dar tu n-ai scris per despre moromeții? Ba da, am scris despre moromeții, mi-a dat 10 corectorul. Nu, tu n-ai nevoie de mărire de note, da, tu nu vrei să te duci acolo. Nu te interesează de mult interbelicul. Bun, trecând de poveștile astea care s-au tot perindat acum vreo săptămână și toate petițiile, că domne, vă rugăm, ne-am emoționat, vrem și noi 10, vrem și noi punctele respective. Crezi că e musai să existe acest 10? Crezi că asta este marea țintă? Până la urmă, ăsta e rezultatul pe care îl așteaptă toată lumea din partea unui tânăr care trece de acest examen al maturității? Nu mi se pare atât de important să ai 10. Poate pentru tine este important, pentru mândria ta, dar așa nu trebuie neapărat nota 10. Acum lumea tot face petiții pentru că sau se consideră discriminați și depunctați. Te-ai simțit discriminată? Nu. Ai simțit într-un anumit moment că e posibil să nu iei 10 pentru că un enunț nu este formulat corect sau ceva nu e 100% de înțeles pentru tine? Nu mi s-a întâmplat. Și în clasa 8-a tot așa am nimerit cu petiții și cu când a fost cu subiectiva și predicativa și atunci tot așa am scris bine. Dar nu știu, mie nu mi s-a părut nimic în neregulă nici atunci, nici acum. Pentru tine să înțeleg că toate materiile sunt, cum să le numesc, simple? Adică ai mult de învățat, ai puțin de învățat de obicei? Cum funcționează? Mi se pare mult prea mult de învățat pentru niște materii de care nu am așa multă nevoie, având în vedere că eu sunt la Mate Info,
sunt materii de uman la care n-ar fi fost necesar să învăț atât, dar acum acesta este sistemul și... Le-am promis celor de pe Facebook că o să discutăm despre sistemul educațional românesc. Mi se pare cea mai importantă temă pe care o pot discuta cu tine, da? Tu, cea care ai 10 pe linie. Da, dacă luai 5 și 6, probabil că lipseai la anumite ore, probabil că nu erai foarte implicată și mi-era mult mai greu să am un răspuns clar și relevant în același timp. Dacă ai 10 pe linie, poți să știu cam care e produsul educației, poți să știu dacă pe tine te-a ajutat sistemul sau ți-a pus mai mulți butuci în cale. Care e până la urmă povestea? Care e faza cu sistemul educațional românesc? Cum ți se pare ție? Este un sistem mult prea aglomerat. Adică sunt prea multe materii pentru ce vrem noi să facem. Nu ne axăm pe ceva. Facem mult din toate și de fapt nu facem nimic într-un final. Știu că facultatea ar trebui să ne pună bazele, adică ar trebui să ne formeze pe o anumită ramură. Dar consider că și din liceu am putea să renunțăm la anumite materii sau nu ar trebui să se pună atât de mult... să se dea atât de multă importanță. Gen, notele nu ar trebui să fie atât de relevante pe materii, la materii pe care ne interesează. Și cu toate astea, ai 10 pe linie la bacalaureat, da, și ai reușit această performanță. Mi-am dat seama cum funcționează sistemul și că trebuie să... Zine și nu, cum funcționează. Să ne prindem și noi la un moment dat în viața asta. Trebuie să le faci pe toate, că altfel nu merge. Crezi că, până la urmă, sistemul educațional nu face altceva decât să ne pregătească pentru adevărata viață? La fel se întâmplă zi de zi cu societatea asta? Adică trebuie să ne pregătim în cât mai multe domenii ca să putem răzbi măcar într-una? Nu. Mi se pare că dacă faci din toate, nu ai cum să faci ceva bine. Dacă nu te axezi pe un singur lucru, trebuie să faci un singur lucru cât mai bine, să îi dai cât mai multă importanță acelui lucru ca să poți să-l duci la perfecțiune. Adică ce vrei să-mi spui tu, Amalia? Că sistemul mai mult ne bagă în ceață? Da. De exemplu, eu dacă vreau să fac informatică, fac informatică, matematică și ce mai se leagă de aceste două materii. Nu trebuie să bage foarte multe informații în afara acestor... Dar și că așa au făcut și părinții noștri și lor le-a mers bine. Și de ce ne văităm atât de tare? Că parcă n-ar trebui să facem asta, ci ar trebui să punem în continuare burta pe carte ca să avem un viitor asigurat. S-au mai schimbat un pic anumite povești. De fapt, s-a schimbat povestea asta cu succesul. Că dacă iei 10 pe linie, nu ți asigură nimeni un loc de muncă. Te-a sunat vreun angajator ca să spună că abia așteaptă să te cunoască? Nu. Te-a sunat cineva să-ți permite că după ce termin facultatea are un job pentru tine? Nu. Nu. Crezi că devine relevantă nota ta în momentul în care te duci în fața primului angajator? Nu. Peste câțiva ani, oricum toată lumea o să uite de bac, adică nu o să mai mă întrebe nimeni cât ai luat la bac. Dar de ce să se întâmple asta? Eu știu că așa e, dar de ce trebuie să se întâmple? Adică de ce ai muncit să iei 10 la acela, la română, la matematică și la fizică? De ce să înveți la 3 materii foarte bine plus competențe și toate cele dacă mai târziu nu contează pentru carieră? Pentru boom-ul ăsta de acum? Pentru că toată Prahova este în forfotă și toată lumea o caută pe tânăra cu 10 pe linie, de-aia? Așa se pare că doar pentru asta este relevant. Și pentru facultate, cine se duce, dacă vreau să intru la o facultate pe dosar, sunt deja intrată cu 10. Asta am înțeles. Și dacă luai 9,50, cred că aveai succes la, nu? La facultate? Mai greu? Slabe șanse, da. Asta, deci să spunem că asta ar fi o primă calitate. Că da. Admiterea e pe bază de dosar, să spunem, dacă ai 10 pe linie. Oricum, abia așteaptă oamenii să se laude cu tine că uite, avem încă un student de nota 10. Vreau să știu, și imediat ne întoarcem din nou la sistem, vreau să știu cum arată istoricul tău educațional. Cam ce note ai avut până acum? În general am avut note mari, adică... Era bine să veni cu carnetul, să vedem și noi notele. Vorbim de note de 9 și de 10 sau vorbim și de un 7 și de un 6? Cea mai mică nota mea a fost 7 și l-am luat o singură dată.
Tu, Amalia, ai luat un singur 7 da. Din clasa 9 și până în clasa 12-a? Chiar din clasa 5-a până în clasa 12-a. Amalia, cum s-a întâmplat asta? Spune-mi, cum adică să iei 7? Ce a fost cu tine? Nu știu. 7? Da. Te rog. Da, nici eu nu știu cum te simți, serios, dacă ai făcut diferența asta dintre 7 și 10? Păi a fost destul de șocant că a fost în clasa 9 și eram destul de stresată atunci. Cu timpul n-am mai fost așa stresată pentru note, dar nici nu s-a mai întâmplat să mai iau vreo notă mai mică de 8 după aia. Crezi că e o inerție la mijloc? În momentul în care profesorii văd că ai 10 la 2-3 materii, îți adaugă tot la fel note de 10 pentru că se simt oarecum obligați, pentru că vor să te motiveze? Nu mi s-a întâmplat să se facă lucruri de genul acesta. Pur și simplu sunt ascultată la fel ca toți ceilalți și mi se pun note. Câte materii sunt la școală? În clasa 12 sau a 11? Nici nu știu, multe. Sunt peste 10? Da. Da? Cum are timp persoana ta să se pregătească la toate materiile și să ia medii de 90 de 10 și mai ia și 10 pe linie la bacalaureat? Chiar nu știu. Îmi găsesc timp. Eu învăț repede. Mereu am avut o memorie bună și dacă citesc o lecție odată, o rețin. Nu a trebuit să stau să tocesc. Sau... Și plus că materii gen matematică, fizică, pentru mine vin de la sine. Nu trebuie să stau foarte mult pe ele. Adică reprezintă un avantaj, pasiunea pentru cifre. Da. Bun, e denotat treaba asta. Știi ce spune zvonul, ce spune lumea din târg? Că un tânăr care excelează prin școală, învățământ, note foarte bune, este un tânăr retras. Un tânăr care nu are timp să socializeze, să experimenteze, să pună în practică anumite informații pe care le acumulează fie la școală, fie în orice altă parte. Cum comentezi asta? Consider că nu este adevărat. Eu cel puțin am avut timp de toate și, de exemplu, în ultimele săptămâni înainte de BAC am stat mai mult să joc basket decât am făcut pregătiri. Adică, nu știu, eu pentru că am învățat constant în toți anii de liceu, nu mi-a fost greu și am avut timp să fac tot ce vreau când vreau. Am avut timp să plec, să mă plimb, să ies cu prietenii. Așa, ajută-ne să ne dea și nouă cu virgulă până la capăt, să nu înțelegem ce vrei să ne exprimi aici. Gen, e atât de simplu la școală, sunt o grămadă de materii, bacalaureatul e o chestie așa, te duci, ai completat 3-4 rânduri și gata, ai luat 10-le. Dacă înveți când trebuie. De ce înainte de bacalaureat, vă rog, eu mergeam la basket, nu stăteam să învăț. De ce să stau să învăț, să mă stresez, să-mi pun poză la profil cu revin după bacalaureat, când puteam frumos să fac ce vreau eu? Dacă înveți când trebuie, ce trebuie, ce ți se dă, nu are de ce să-ți fie greu. Adică oricum nu stăm să îngrășăm porcul în ajun. Sunt de acord cu tine. Crezi că profesorii au avut un merit în performanța ta? Da, chiar au avut. Dacă... Hai să indicăm câțiva vinovați. De exemplu, doamna dirigintă, care mi-a fost profesoară de română, m-a ajutat foarte mult, pe toți ne-a ajutat, pe toți elevii dumneai, pentru că în toți anii de liceu ne-a pus să învățăm toate, pentru toate operele, toate comentariile și ne-a dat mereu teste ca să vadă dacă știm, dacă suntem pregătiți și așa nu am lăsat comentariile să le învățăm cu o săptămână înainte. Noi știam deja, a trebuit doar să le citim o dată și a fost destul. Adică altcineva? Toți profesorii m-au ajutat. Domnul profesor de fizică, mereu am avut o relație specială cu dumnealui, am fost așa, mereu, ori ne certam, ori... Dar m-a ajutat chestia asta, pentru că mereu mă ambiționa. Dacă îmi zicea că nu pot sau că nu fac ceva, pe mine m-a ambiționat acest lucru și i-am dovedit că am putut. Și presupun că acum este mândru de mine. Și domnul profesor de matematică, la fel, mereu, dacă am avut întrebări sau așa, mereu a fost dispus să ne ajute. Eu aș include, nu știu, și un profesor de, nu știu dacă faceți, dacă ați făcut religie în clasa 12-a, toți profesorii care te-au lăsat să înveți.
care, auzi, doamne, materia mea nu e chiar cea mai importantă, ia învățați voi pentru bacalaureat și vă ascult eu un pic mai târziu, rezolvăm noi cumva la notă. Da, au mai fost profesori care ne-au lăsat să învățăm. Că și-au dat seama și dumnealor că nu e cazul să ne mai streseze, cel puțin în clasa 12. Măcar în clasa 12. Amalia, tu ești din Câmpina. Da. Nu ești din Ploiești. Da. Nu contează de unde ești. Oricum, felicitări, dar de ce crezi că e atât de greu să ajungi la un 10? De ce în Ploiești, pentru 2016 nu avem nicio medie de 10? Nu știu, nu pot să-mi dau cu părerea ce n-au luat ceilalți 10. Pot să spun că eu am fost atentă. Eu am avut o problemă cu atenția. Mereu greșeam la câte ceva, la toate testele, toate examenele. Eu trebuia să greșesc la ceva din neatenție. Și părinții mei mereu m-au stresat înainte că fii atentă, fii atentă, nu mai te grăbi. Și eu mereu mă grăbesc. Trebuie să fac totul repede, să scap, că mă plictisesc. Și acum am zis că este important și nu va depinde viitorul meu de asta, cel puțin pentru facultate. Ți-ai asumat absolut toată răspunderea. Da. Ai spus că gata, nu mai e mămica, nu mai e tăticul, nu mai e doamna dirigintă. Ai fost tu împreună cu foile tale, da? Și ai zis trebuie să dau cei mai buni din mine. A fost momentul tău și a fost momentul multor tineri care ar fi putut să exceleze, dar care din păcate au picat sau din păcate au obținut medii foarte mici. Ce părere ai de un tânăr care obține, nu știu, hai să spunem un 6.50, un 7 la bacalaureat? Ai să-i pui așa o ștampilă, poți să-i ceva despre el sau nu e neapărat ceva anume de spus? Nu consider că ar trebui să judecăm neapărat după notă. Adică pot să fie copii care, de exemplu și eu am avut colegi în clasă, care, deși sunt la Mate Info, profil real, ei vor să se ducă la facultate pe uman. Și nu poți să cataloghezi un copil după nota de la matematică dacă el nu vrea să facă matematică în viață. Nu mi se pare relevant. În același timp, e absolut relevant că tu ai la 10 pe linie. Da? Adică, mai în glumă, mai în serios, oamenii te judecă pe tine, dar e o judecată pozitivă. Da. Adică, în timp ce noi doi vorbim, cei de acasă ne urmăresc și te caută pe internet, mai să numim, cine e Amalia Florescu? Cred că ea e ea. Bun, ia să-i dăm un friend request, ia să-i zicem felicitări acolo, da? Adică e toată responsabilitatea. Primești un rând de aplauze, dar vreau să-mi spui cum răspunzi. Am primit foarte multe cereri de prietenie aseară. Eu numai asta am stat să fac ieri, după ce au apărut rezultatele. Am stat doar pe Facebook, pentru că am primit multe cereri de prietenie, multe mesaje cu felicitări de la oameni pe care nici nu-i cunosc și apreciez acest lucru. Adică mă simțeam bine, se simte bine dacă te bagă lumea în seamă. Eu sunt destul de retras așa ca fire și nu sunt tocmai în largul meu când văd că lumea mă bagă în seamă, că sunt importantă. Dar totuși e un sentiment plăcut să vezi că lumea este impresionată și lumea apreciază munca pe care ai depus-o. Cred eu că sentimentul ăsta merită a fi exploatat la maximum. Acum, cât e cald, cât frige. Pentru că uite lumea repede. Da. De-abia de ne mai aducem aminte care sunt tinerii de anul trecut care au luat 10 pe linie de aici din Prahova. Mâine, poi mâine uităm tot. Și eu am pus așa câte o paranteză. Zic, mă, dacă tot ați luat 10... nu da și voi un semnal către primărie, către președinte, habar n-am, către cineva care are putere de decizie, să fiți și voi premiați într-un fel sau altul? Am înțeles că se dau niște diplome de merit celor care au peste 9,50 media din liceu și 10 la BAC. Ce-ți faci cu ea? Să pui în perete? Nu știu. Asta e tot ce se dă sau ce? Nu sunt foarte sigură, trebuie să mă... Hai, deja prea multe, nu ești sigură dacă obții asta sau nimic? Nu sunt sigură dacă se mai obține și altceva în afară bani. De asta. Nu știu. Bani, bursă, bani. Probabil. Serios, adică iei cu 10, nu ești aparte, ești un stâlp în educație. Ți-am spus, ești un produs, un rezultat al educației din România. Bun, rău, relevant, nerelevant, util sau nu pentru România, ăla ești.
Da. Și atunci trebuie să-i spui, uite, eu am făcut tot ce mi-ai zis. Din clasa 1 sau de când vrei tu să-i spui, până în clasa 12 m-am ținut de treabă. Și uite, cam la 10. Bagă-mă și pe mine în seamă. Zi-mi și mie ceva acolo de bine. Zic că nu că îmi dai o casă, dar zic că mă ajuți. Zic că am un discount. Zic că... Zi să mă simt bine. Motivează-i pe cei din spate, cei care acum intră în clasa 12-a, motivează-i să-și dorească mai mult, să învețe mai mult. Că altfel, probabil, peste vreo 5 ani de zile, nu o să fie vreo exclusivitate să iei 10, o să fie bestial, demențial, să iei măcar 6 pe linie și să treci cu brio de acest examen. O să mă informez să văd dacă se dau premii sau ceva. Am înțeles că anul trecut s-au dat. Păi tu cum să te informezi? Nu, tu deja... Nu, cam așa funcționează lucrurile. Tu nu trebuie să te milogești de cineva, tu ai la 10, tu ești cu felicitări. Alți oameni care trebuie să fie inteligenți până la capăt, trebuie să te caute până în gaură de șarpe, să zică, Amalia, te felicităm, bravo! Pentru toată chestia asta meriți următoarele. Înainte de emisiune, și vreau să dezvălui asta, trebuie, îmi pare rău, nu știu dacă voi spui asta sau nu, nu o să dăm filmele pe post, dar e ok să știți pentru cei de acasă că Amalia, fix înainte să intre în emisiune, a fost sunată de doamna dirigintă, cine? Da. De doamna dirigintă să-i se spună că... Și după m-a sunat de la agenție. Deci a sunat o agenție, da. Și a spus, uite, ai 3 nopți gratis din partea unei firme, să mergi în Mamaia, la mare, cu încă cineva. Uite că se poate, dar sunt oameni necunoscuți, oameni pe care, da, de nicăieri, n-ar fi mai bine să vină domnul președinte Iohannis și să-ți spune și ție și tuturor celor din România care au luat 10 pe linie, ceva în public acolo, dacă dai mâna cu el și tot e o senzație. Ar fi ceva, dar dacă... Nu e, aia e. Eu am muncit pentru mine și... Știu că ai muncit pentru tine, sunt sigur. Dar un angajator dă cu buretele imediat. Ce bine, Amalia. Noi tot salariul minim pe economie ți-l putem da. Bun, hai să mergem către următoarea treaptă, da? Deci mergi la facultatea de... Automatică, în cadrul Politehnicii. Sau? Sau Universitate, CTI, Matematică. ASE, pe matematică, pe informatică, da. ASE mai puțin, zic eu. Cibernetica e... Așa, și vrei să? Să devin programator. Programator? Da. Așa. Sau web designer. Știi programarea? Nu. Știi vreun pic de programare? Știu un pic, pentru că am făcut și în liceu, dar nu am făcut suficient cât să știu exact. Web design? Nu, n-am făcut. Ei, nu știu, știi să creezi un site, știi să creezi un mic programel care să facă ceva, măcar să închidă un calculator, să închide niște ferestre. Spre rușinea mea, nu. Nu e vorba de rușine, nu? Că sunt foarte mulți tineri care au anumite visuri, dar nu știu cu ce se mănâncă. Și ajung la o facultate și zic, opa, stai că nu e ce voiam eu. Îmi dau seama ce ar trebui să fac, cam cu ce se mănâncă, dar nu știu exact să fac acele lucruri, oricum o să învăț, sunt dispusă să învăț. Oricum mie asta îmi place, să știu ceva nou. Nu-mi place să fac același lucru. Așa că un programator stă foarte mult jos. Da. Un programator e omul care câștigă bine, foarte bine, dar care mai are un pic și intră în colaps. Știu. Nu știu cât de multă vreme va mai ține meseria asta. Va ține pentru, nu știu, pentru mentenanță, pentru suport tehnic. Ce altceva poți să mai faci cu viața ta, cu 10-l ăsta? Nu știu, orice. Adică... Da, îmi place asta, orice. Ia 10 la bacalaureat și poți să faci ce vrei tu cu viața ta. Orice. Eu pot să mă duc și la litere, cred, dacă... sau la limbi străine. Eu știu engleză destul de bine. Da, o meserie, altceva în afară de programare și web design. Nu m-am gândit la altceva deocamdată, dar... Cum e asta cu gânditul? Că cei mai mulți încă din copilărie se gândesc, uite, vreau să mă fac medic, vreau să mă fac polițist, vreau să mă fac pompier. Când eram mică voiam să mă fac medic, după am vrut să mă fac farmacistă, după am vrut arhitect, după avocat și am rămas la programator. Ce te-a determinat să rămâi la programator?
faptul că după facultate am cele mai bune șanse programarea să fac ceva. Definește acest fac ceva. Să găsesc un loc de muncă, să câștig destul de bine. Adică are mai mare legătură cu pasiunea pentru o anumită zonă sau are mai mare legătură cu partea financiară? Am încercat să le îmbin pe ambele, să văd, să le pun în balanță pe toate, pentru toate și ramurile. Ce a ieșit? Ce a ieșit din ecuația asta? Ca programator este cel mai bine. Ca bani știm și noi că e bine. Și ca dar pasiune. Dar ca pasiune, ca satisfacție. Și ca satisfacție, ca pasiune. Pe mine mă atrag lucrurile acestea. Și chiar mi-ar plăcea să învăț să fac programe, să fac site-uri. Mă atrage acest lucru. Mai exact, Amalia Florescu, tânăra în vârstă de 18 ani, cea care a luat 10 pe linie la bacalaureat în 2016, adică anul ăsta, este cea care poate să-ți facă site-ul într-un mare fel. Da, așa. Ce altă titulatură am putea să mai introducem acolo? Aș vrea ca această Amalia să ocupe o funcție de conducere. Aș vrea ca această Amalia să reprezinte o comunitate, să meargă în zona educației. Nu că n-ai putea să faci programare în educație, dar chiar și așa. Nu știu, nu m-am gândit spre educație să mă duc sau... Deci ai română, da? Adică 10 la română. Înseamnă că știi să te exprimi, știi să ai creativitate, ai memorie foarte bună, probabil poți să faci și față stresului. Probabil matematică înseamnă că ai logică, ai consecvență în învățare, nu te pierzi în subiecte, știi să aplici anumite formule după ce identifici anumite matrici. Ce mai ai? Fizică, unde trebuie deja să te duci într-o zonă din asta... neagră să o exploatezi și apoi să aduci informația de care cu toții avem nevoie. Este o grămadă de abilități. Nu poți să le lași așa la rece, să spui, băi, eu vreau programare, web design și gata. Că poți să le repeți în 2 ani și că încep să știi cam tot ce mișcă. Da, păi mai bine mă acces pe asta. Mie mi-ar mai plăcea să mă ocup de jocuri. Gen, să fac eu un joc cap-coadă. Adică despre ce să fie jocul? Aventură, gen. Am zis că sunt acum niște tineri, sunt și tineri de 40 de ani mai nou, care caută Pokémon prin București, da, cu telefonul. Da, și eu am auzit, nu știu despre ce e vorba. Am văzut și că pui telefonul așa și când vezi un Pokémon, nu știu, faci captură de ecran și zici, opa, uite un Pokémon. Da, am auzit. Cam în zona asta s-a ajuns cu jocurile. Da, nu jocuri, astea, jocuri gen cele cu Lara Croft. Ok. Tomb Raider? Da. Ok. Mm-hmm. Mi-a plăcut foarte mult jocul. M-am jucat toate... Adică tu vrei să fii un fel de șef, un CEO, nu? Da. Okay. Dar mi-a plăcea să fac și desenele, gen caracterele, eu să le fac, personajele. Pentru că mă atrage și partea aceasta artistică. Ce ai schimba în sistemul românesc educațional? Asta, din România. Aș băga mai multă practică și aș mai scoate din informațiile inutile. Hai să dăm exemple concrete, hai să-i ajutăm pe cei care ne urmăresc, hai să ne închipuim că cineva din educație, probabil de la minister să spunem, ne ascultă astăzi, mâine, pe YouTube sau pe Facebook și ia notițe. De exemplu, la fizică să se facă mai multe experimente, toate școlile să fie dotate astfel încât să... se poată realiza aceste experimente, la fel și la chimie, la informatică să fie mai multe calculatoare pentru școli, astfel încât și mai multe ore în sălile cu calculatoare, astfel încât să putem învăța practic, nu teorie pe hârtie, nu ai ce să, nu îți dai seama exact cum rulează un program, doar pe hârtie. Legat de limba română, limba engleză, să se facă mai multe discuții în public. Public speaking este foarte important pentru elevi ca să-și dezvolte, să-și dea seama de abilitățile lor și să scape de frica, de teama de public. Amalia, ție ți-e teamă să vorbești în public? Da. Acum, în timp ce
A, am vorbit și cu mine și atât. Bine, ne privești și cei de acasă, dar ai așa o temere, ai o frică? Da. De ce anume ți-e frică? Nu sunt în largul meu, nu știu. Bine, nu ești în largul tău, da, trebuie să te calibrezi, trebuie să fii pentru cei de acasă, să dai bine, să stai dreaptă, să zâmbești, să înțelegi întrebarea ca să acorzi un răspuns pe aceeași frecvență. Dar nu te văd atât de timorată. Sunt, nu știu, mereu mi-a fost frică, rușine, nu știu. Atunci mergem către sistemul educațional de prin clasa 1 și vedem ce putem să facem cu tinerii care vor să vorbească în public. Bine, toată lumea vrea să vorbească în public, toată lumea vrea să aibă abilități de comunicare, dar nu toată lumea știe ce să zic. Și că degeaba ai chestia asta de zi de flow, de poți să ai și carismă și de toate, dar nu știi ce să le spui. Mă, nene, sunt 200 de oameni, se uită la tine... Sunt la mai puțin de jumătate de metru de tine, dar ți-ai uitat ideea. Sau ceea ce le spui tu nu îi ajută. S-ar putea face cursuri legate de acest... Da, unde? În sistem sau dincolo de sistem? În sistem. Dar cum să nu? Încă o oră în plus. Păi da, dar este... putem să scoatem din ceva... Ce să scoatem? Zici ce să scoatem. Tu, eleva de nota 10, ce să scoatem? Nu știu... Ai grijă că se supără tu un profesor. Da. Dar hai să facem abstracție de toți profesorii pe care tu i-ai avut. Hai să facem un pic de pace, da? Pentru că nu e vorba despre profesori, este vorba despre o realitate care ne înconjoară și dacă nu facem ceva nici astăzi, nici mâine, nu să facem niciodată. Și zic, ce ai vrea tu să fie scos un pic așa, să fie excepțional sau să fie dus la rangul de opțional? Materii gen logică, psihologie, filozofie, economie, pe mine nu m-au ajutat cu nimic. Putem să, nu să se scoată de tot, dar să se mai reducă din informații. Sau, adică sunt materii interesante, cel puțin la filozofie în ultimul an, în clasa 12, chiar mi s-a părut interesant. Dar nu cât să mi se pună notă pe aceste lucruri și pe aceste materii și să stau să învăț nu știu câte pagini pe de rost, ca să ce? Că nu mă interesează în mod special materiile acestea. Și acum ai spus exact ce aveai pe suflet. Da. Te simți mai bine? Un pic. Ești mai relaxată? Ai pierdut din emoții? Puțin, da. Ai fost să zici, nu e chiar atât de greu. Important e să încep să susții niște idei. N-ai cum să bucur pe toată lumea. N-ai cum, adică dacă bucur pe toată lumea, trebuie să taci. Și dacă taci, tot se trezește unul care comentează împotriva ta și atunci aduci tu o replică și ai stricat toate bunele maniere. Am zis, deci, da, nu-ți plac materiile astea, nici mie nu-mi place matematica. Nu-mi place. Dacă tu ești elevă de 10 la matematică, eu sunt un 5-6 rușinos. Și el așa, cu chiu cu vaia, adică nu-i problemă. În sens că în emisiunea asta doar eu sunt cel care se face de râs, niciodată invitatul nu se face de râs. N-are cum, dacă ai 10 pe linie, la tine se iartă. Se iartă și se uită. Da? Poate că toți profesorii să te laude acum și cei care nu te-au plăcut și cei pe care nu i-ai înțeles și cei care să cei spun care că nu sunt, care nu te cunosc. Nu, acei profesori vor fi cei care vor dori să interacționeze cu tine. Că această asociere, da, a unui profesor cu un tânăr de nota 10 este o carieră de succes. Da, apropo de succes. Ce zice bun 10 în asta? Îți asigură succesul? Da, pentru 10 minute. Nu, nu este un bun succes. Dacă 10 minute durează interviul de angajare pentru unul dintre cele mai importante posturi, e bine. Nu cred că o să mă ajute cu ceva pentru un loc de muncă. Adică nu o să mai mă întrebe nimeni cât ai luat la BAC. Nu cred. Cel puțin eu zic că facultatea o să fie importantă pentru mai departe. Ce o să fac la licență? Atunci ce ai învățat de nota 10? Pentru mine. Pentru tine? Ai simțit-o așa, nevoia asta să înveți de 10? Da, nu știu, așa am văzut. Nu te ești tu un 9, era mai simplu, între 9 și 10. Nu-ți băteai capul de tare. Ești tu mai relaxată, jucai basket și în ultima zi, și în ziua bacului. Sunt mai multe aspecte. În primul rând, pentru mine mă simt bine că am luat, că am fost capabilă să iau aceste note. Și dacă tot am muncit atât, mai puteam să concretizez toată munca mea în notele de la BAC. Și eu așa am fost obișnuită să învăț ce mi se dă și
să muncesc. Da, trebuie să avem așa o sinteză, să aplicăm un algoritm al nostru, asta ne place, asta nu ne place? Asta învățăm, asta nu? Ar trebui, dar cum am mai spus, în sistemul ăsta nu prea avem de ales. Adică dacă da, putem să rămânem repetenți, da, putem să fim exmatriculați, putem să avem medii mai mici, putem să fim văzuți cu ochii răi. Asta e problema, că lumea judecă. Numai asta știm să facem, da. Să judecăm. Ți-am spus mai devreme, lumea acum te judecă pe tine. Că nu ai cum să arăți un gigel așa dintr-o mulțime, uite, gigel a luat doar media 8. De la nu se știe nimeni mare lucru. De tine va ști. Tu ești singura din Prahova, și o să tot repet chestia asta, care ai media 10. Oricum, eu nu cred că pe mine mă judecă lumea numai pozitiv. Sigur se găsește cineva ce, care ce crezi că zice lumea de rău de tine? Că aia, că a avut noroc, că sigur nu e chiar așa. Crede că nu... ai copiat? Orice. Poți să copiezi de 10? Există varianta asta? Nu știu, n-am încercat. Hai de un 6, un 7, mai înțeleg, dar de 10? Nu, că bate la 8 după aia. În afară de faptul că bate la 8, trebuie să ai prea multe surse și fiecare sursă să fie 100% sigură. Da. Înțeles că ați fost urmăriți și video audio, și audio. Da. A fost cu dedicație, cu ce a fost? Mi se pare foarte dubios, pe cuvânt, deci nici camera aia nu mi se pare tocmai în regulă. Adică am ajuns într-un fel de sistem plin de pușcării. Da, am mai auzit și eu această idee, dar până la urmă, adică nu poți să ai nici încredere de plină. În cine n-ai voie să ai încredere? În cel care te supraveghează? Înseamnă că ne furăm succesul așa, din farfurie. Adică sunt câți oameni? 2-3 care supraveghează? 2. Da? Da. Mai departe e o cameră care și ea privește către voi și care stochează imagini care sunt verificate așa random. Și mai e ceva. Mai e și sunetul. Da. Dă-o încolo de treabă. Ce urmează? Care următorul pas? Nu știu. Să vă ia pulsul. Când s-a ridicat pulsul la mai mult de 120, gata! Ăsta copiază că e teamă. Sunt foarte multe restricții. Nu înțeleg de ce. Adică n-am avut voie nici cu bani în sală, nici cu portofele. Păi se știe că cei din sistem sunt prost plătiți. Și dacă scoateți bagnota de 500, cine știe? Probabil li se pare că merită. N-am spus că trebuie să copieze cineva. E absolut normal să-ți ia acel 10 pe merit. Dar semnalele astea din exterior, cum că vă supraveghează, cum că vă ascultă, cum că nu e tocmai cel mai cinstit examen, te poate da pe tine peste cap. Da, mi se pare că aduce mai multă presiune asupra ta, în afară că ești la examen și oricum ești stresat. Trebuie să ai buletinul după. Asta mi s-a părut cea mai mare temere la bacalaureat, să nu uit cumva buletinul. Da. Că buletinul era ăla care îmi confirma că sunt acolo sau nu. După care să nu uit informația. Să văd unde pic, că dacă pic primul în față e rău, dacă pic primul în spate, iar e rău. Gândește-te că la matematică a stat supraveghetorul cu mine în ultima bancă. S-a găsit și a stat numai cu mine. Zic, super. Eu la fizică am stat în prima bancă. În prima bancă totuși e mai bine, ai urechile mai libere, nu stai. Dar în ultima bancă să stea supraveghetorul cu tine, i-a picat pe mine. M-am văzut cu părul mai lung și a zis, ok, tu ești ăla care merită să fie supravegheat. Și a fost un pic de presiune și matematică. Adică da. Despre ce discutăm. Nu toată lumea e de 10. Nu toată lumea poate să aibă capacitate de învățare pentru nota 10. Crezi că pentru a avea o medie bunicică, să spunem un 9, da? Nu neapărat 10, ai nevoie de un IQ ridicat sau sunt niște lucrări, niște teste mediocre care până la urmă ar trebui să fie completate de majoritatea elevilor? Nu sunt mediocre, adică mie mi se pare că s-ar fi putut lua 6, adică cât să treci ar fi trebuit să faci. Dacă ți-ai văzut de treabă și în timpul liceului, ai fi avut un minim de informații. Dar pentru nota nouă, nu, trebuie să înveți. Nu e chiar așa, ușor. Nu oricine poate să ia nota nouă. Mai există o generație a celor care au dat bacalaureatul, nu știu, probabil înainte de 2000. Și generația asta spune așa. Mă băieți, nu vă mai vă uitați
că dați examenul la doar 3 materii și oricum testele sunt foarte simple și noi dădeam la 6-7 materii. Cum comentezi? Am văzut și eu această revoltă, să zic așa, pe Facebook. Păi totul e pe Facebook. Da. Acum avem internet plus Facebook. Internet are toată lumea, dar Facebook. Acolo trebuie să fii. Și da, și eu consider că era mult mai greu acest examen pe vremea lor. Dar, nu știu, lumea se plânge că asta știe să facă. Mereu se victimizează lumea. Eu v-am zis, dacă ai învățat tot liceul, e ok. Deci, nu... Da, sunt de acord. Dacă ai învățat. Dar ca să înveți, trebuie să ai niște profesori care să-și dorească să transmită informația către elev, către cel din bancă. Ai nevoie de un pic de interes. Ce să faci mai departe? Interes. Tu ai un noroc, ai un mare noroc pentru că măcar ți-ai făcut așa un plan de rezervă și un prim plan. Nu, mă duc la Politehnică, la universitate, mă duc eu undeva. Fac eu ceva cu mine. Dar sunt tineri care după acest bacalaureat zic, mă, nu știu unde. Da, și eu am auzit mulți elevi care încă nu știu ce vor să facă și mi se pare destul de... Nu mi se pare adecvat. Adică trebuie să știi până acum ce să faci. Chiar nici numai eu, ești în ultimul moment. Ești acolo, deci, la limita. E deja prea târziu, da. Am înțeles. Crezi că este vina lor că n-au decis încă? Da, mare parte e vina lor. Acum, tu trebuie să-ți dai interesul. Dacă tu nu te zbați pentru tine, cine să se zbată? Dar poate dacă stai prea multă vreme cu ochii în cărți și dacă te focusezi pe a lua 10, uiți care ți este menirea. Uiți că dincolo de toate notele de 9 și de 10 se ascunde un viitor care nu se bazează neapărat pe o medie atât de bună. Adică nu atât de bună, media perfectă. Eu m-am ascuns în cărți, dar deja pentru viitor. Adică eu m-am gândit de un an jumate, cred că știu că vreau să fac asta. Adică să mă la Politehnică și la automatică. Și părinții m-au ajutat, pentru că mereu au stat cu... M-au susținut și m-au și stresat în același timp să îmi dau seama ce vreau să fac. Și m-au lăsat pe mine să-mi aleg ce vreau să fac. Și acesta este un lucru foarte important. Trebuie să ai și susținerea părinților ca să poți să ai un viitor mai bun. De ieri pe astăzi, cam ce ți-au zis părinții? Nu prea am apucat să-mi zică foarte multe lucruri. Pentru au înțeles că ai luat 10? Da. Au înțeles că ai luat bacalaureatul, că scrie acolo admis? Da. Astea sunt lucrurile esențiale. Admis cu notă mare. Da. Cea mai mare, din Prahova. Trebuie să se simtă foarte mândri. Da, păi sunt foarte mândri. Dar nu am apucat. Toate contactele pe care le au în telefon ar trebui să le sune sau să le dea un SMS. Fata mea a luat 10 pe linie și este singura din Prahova cu nota asta. Da, și ei mi-au zis că au stat toată ziua să răspundă la mesaje, că și lor s-au dat multe mesaje. Au și părinții o părere și părinții au o vină pentru felul în care gândești, ceea ce spui, notele pe care le ai. E o chestiune obligatorie, mai ales pentru cei care stau aproape de familie. Te-ai gândit vreodată la eșec? Da, eu sunt o persoană pesimistă. Cum arată eșecul pentru tine? Să nu fac nimic cu viața mea și să fiu mediocră în ceea ce fac. Nu-mi place să... Nenea ăla care scanează produsele mediocru? E ciudat, dar eu am așa o plăcere pentru scanatul lucrurilor. Nu e mediocru, e ce a putut el să facă. Adică poate nu totuși întrebarea rămâne aceeași. E mediocru? Nu. Depinde. Acțiunea de e mediocră? Pentru mine, da. Pentru tine, nu? Era întrebarea pentru tine. Da, dar așa mă refer ca persoană. Depinde de persoană și de abilitățile pe acele adică persoane. Dacă e să insist un pic pe întrebarea asta, tu ai putea să accepti măcar pentru 3-4 luni de zile un job care presupune scanarea anumitor produse și introducerea anumitor date într-o bază de date? Dacă nu am încotro, da. Adică nu adică se pare acest sacrificiu. Da. E o întrebare, știi cum e? Unul zice că e așa, noi respectăm toate părerile. Sunt oameni care zic clar, mă omule, eu nu o să lucrez niciodată aici. Și sunt unii care mor de foame mai bine
Nu, nu. Și așa. Gata. Nu așa. Adică dacă nu am încotro, fac orice. Bun, dar cum vezi? Ai mai multe șanse către programare sau ai mai multe șanse către a o da în bar? Către programare. Ce înseamnă că nu ești chiar atât de pesimist, ești mai mult optimistă. Sunt... Cel mult ești pragmatică. Da. Deci, doamne, ia să ne mai... Care ar trebui să fie soluțiile de backup? Ce să facem ca să ajungem acolo unde trebuie? Bun. Trecem în partea de succes personal. Și mărturisesc că mi se pare că succesul personal a devenit așa un clișeu, pentru că succesul nu prea are legătură cu persoana noastră, ci cu aplauzele pe care le primim sau cu oamenii care ne laudă sau nu. Da. În cazul de față, la cât de lăudată ești în mai puțin de, nu știu, 24 de ore, cred că ai parte de ceva succes personal. Da. Dar ca orice om care ar trebui să gândească și în zona de business, tu trebuie să faci ceva cu zona asta. Nu trebuie să o lași așa. Aia nu sunt 10 care la 10. O singură persoană. Și într-un fel sau altul trebuie să-și la primarul din Câmpina, spui, bănăne, uite că orașul Câmpina are cu cine să se laude. Nu că n-ar exista și din acea zonă o grămadă de impulsuri pozitive, dar mi se pare că e foarte tare. Nu sunt genul care să se milogească pentru ceva, dacă vor să mi se... Dacă tocmai a ajuns primar, nenea ăsta, e una dintre primele acțiuni pe care le poate face bine. Da, nu știu, o să... Ești foarte modestă. Da. De ce să fii modestă? Păi alții, în timp ce tu învățai, stăteau pe internet degeaba. Alții, în timp ce tu învățai comentarii, probabil ziceau, ai mă, că școala e nașpa. Și tu poate putea spune afirmația asta, nu trebuie să o spui, stai liniștită. E nașpa școala? Dar eu zic, e nașpa școala, o să-mi pe Amalia, să învețe să ia 10. Ea e singura care ia 10 și cu asta basta. Dar nu. 10-le astea trebuie să vină cu un premiu după el. Lăsăm coronița din clasa 1, depășim acest moment care nu e penibil, e absolut fascinant și mergem către zona aia. Dom'le, dacă ai luat cu 10, păi atunci măcar cetățean de onoare, ceva acolo să fie. Dom'le, avem niște oameni pe care trebuie să-i lăudăm, care merită tot respectul. De ce să vorbim de oameni care nu fac nimic, oameni care ne pătează onoarea, când am tăiat să vorbim despre tine? Oricum mai mult se pune baza pe partea negativă, pentru că asta vinde. Vrei să găsim o parte negativă în tine? Nu. Crezi că există așa ceva? Există în orice om o parte negativă, dar nu... Nu că ne-am înțeles că nici ție nu ți-a plăcut foarte mult la școală, dar uite că tot ai reușit cu 10. Da. Deci se poate să nu-ți placă școala și să iei 10 pe linie. Da. A trebuit să trag de mine. Adică pentru mine e important să fac ceva. Nu are cine să... Nu am așa... nu are cine să mă financeze mai departe. Adică trebuie să învăț pentru mine ca să fac eu ceva cu viața mea. Te-ai gândit deja la sacrificiile pe care urmează să le faci? Și acum mă refer la mers în București, admitere, probabil să-ți găsești acolo loc la cămin sau cazare particulară sau să faci naveta. M-am gândit, o să stau la cămin, nu are rost să îi pun pe părinții mei la foarte multe cheltuieli doar ca să stau eu într-un loc privat. Oricum am înțeles că viața de cămin este cea mai frumoasă. Nu știu, n-am fost la cămin. Eu am fost navetist o viață întreagă. Depinde dacă îți place să mănânci mâncare caldă sau răcituri, dacă îți place să împarți grupul sanitar cu mai mulți oameni, dacă îți place să mănânci la comun, dacă poți să nu te bați pe televizor, dacă există așa ceva în cameră, dacă înțelegi petrecerile astea spontane, sunt și avantaje și dezavantaje. Dacă vrei să înveți la cămin, ai toate șansele să faci asta când lumea e plecată. Știu, am auzit, dar nu știu, o să văd. Primul an mă duc la cămin și după vedem cum mi s-a părut, cum mi se pare primul an. Și acum o întrebare așa care îi supără mai ales pe oamenii care încearcă să construiască ceva aici, mai aproape. De ce nu alegi o facultate din Prahova? Pentru că Bucureștiul îți oferă mai multe oportunități.
Cum ar fi? Orașul este mai mare, poți să faci mai multe lucruri. Deja dacă ești la, cum aș duce eu la Politehnică, este o facultate prenumită și angajatorii vin deja din facultăți să caute viitorii. Adică vrei să spui că angajatorii nu vin niciodată pe aici prin Prahova? Ba, e posibil să vină, dar cred că este mai bine acolo. Tu știi foarte bine. Tu știi chiar foarte bine ceea ce spui. Cam asta este realitatea. Știi care e următorul pas sau, de fapt, următoarea întrebare pe care ar trebui să ți-o adresezi? După ce termin cu facultatea asta sau cu facultățile, poate mergi în paralel cu două, trei. Ai aceste abilități, să știi. O facultate nu e chiar atât de dificilă. Facultatea e, în primul rând, pentru cunoaștere, pentru socializare și abia apoi pentru chestiile dificile. În ultimul an, când te pregătești pentru licență, dizertație, toate cele. Rămâi aici? Aici, adică aici în România? Vrei să rămâi în România? Tu, eleva de nota 10? Nu neapărat. Eu aș avea un vis să plec în America. Păi, și facultatea poate, Doamne ajută sau Doamne ferește, ne privește președintele Iohannis. Nu știu cum, dar face treaba asta. Nu crezi că îi se pune așa o lacrimă în ochi? Poate îi se pune, nu știu, dar până la urmă e viitorul meu și dacă acolo e mai bine, acolo mă duc. Păi nu, trebuie să spun, vă rog frumos, aș dori acel cadru, nu că îi zic să faceți voi, aș dori acel cadru corect construit ca eu să mă pot dezvolta și să nu fug în America. Da, unde exact. Nici în America, să știi că nu se întâmplă mare lucru. Îmi place mie țara. Ce e așa mare chestiune? Nu știu, mi se pare că e țara tuturor posibilităților, adică nu e doar un clișeu acest lucru. Da, da, visul american e un clișeu. De fel în America te ridici după ce ai intrat un pic în mocirlă. De fel America arată într-un fel la televizor și complet diferit în realitate. Da, probabil. Eu am un unchi acolo care stă de când m-am născut eu aproape acolo și... Și te așteaptă. Zici, mă, tu ia 10 la bacalaureat ca să ai cu ce să te lauzi. Crezi că dacă te duci în străinătate și le spui oamenilor că ai avut 10 pe linie și că bacalaureatul în sine a reprezentat media 10, înseamnă ceva? Cred că pentru ei totuși înseamnă. Adică, având în vedere că la multe facultăți pe media de la bac se intră. Este importantă media pentru ei. Deși în America ar fi trebuit să dau bacul lor, nu bacul meu. Pentru care a acolo, de fapt, bacul are și o parte practică. Nu mai scris, totul scris. Mai trebuie să mai faci niște lucruri, mai trebuie să ai niște competențe pe aici și pe acolo. Dar noi zicem că e mai bine fără practică. Crezi că e un lapsus educațional? Da, pentru că, până la urmă, tu practic o să faci în viață, nu teoretic, adică nu o să te întrebe nimeni. De ce n-ai zis până acum? De ce nu ai spus profesorilor tăi? De ce ai stat în bancă și ai învățat doar ce ți-au spus ei? Băi, nene, stai puțin că vreau să-mi pun în practică, vreau experimentul ăsta de la fizică, de la chimie, să-l înțeleg și eu că poate tu mi-l dai degeaba aici. Profesorii noștri tot au mai făcut experimente și au încercat să facă și practic cu noi, dar degeaba se ridică un copil sau un liceu, pentru că sunt atâtea licee în țara asta și până la urmă nu putem să înfruntăm sistemul. Da, sistemul ăsta e așa undeva foarte sus, are o înălțime inestimabilă și nu avem cum să îl atingem pentru că nici măcar tânărul de 10 nu are autoritate. Tânărul de 10 e doar mulțumit de expunerea socială, de părerile care se formează și probabil de informațiile pe care le citim cu toții zilele astea. Suntem foarte aproape de finalul emisiunii. Nu te-am văzut deloc timorată. Nu te-am văzut nici foarte încrezătoare. Mi-aș dori să văd din ce în ce mai mulți tineri care fac ceva cu acest 10. O insignă, o ceva. Vreau să spun, bă, ăla e de 10. Nu-mi frunte. Dar să fie, bă, ăsta e de 10. Ori călătorește pe gratis, ori merge la evenimente pe gratis. Acest gratis care nu de fapt nu e un gratis. Noi subvenționăm, noi investim în tineri. De ce să lăsăm un tânăr cu nota 10 să scape de sub control și să ajungă să lucreze la un supermarket? De ce să nu-l propulsăm?
Oricum au început să fie evenimente la care evenimente care promovează acest bac de 10. Și e suficient? Este ceva. Adică, decât nimic, eu consider că totuși bilete la un concert, de exemplu, sunt binevenite. Stau de scumpe biletele de la concerte? Sunt destul de scumpe, având în vedere că durează, cred că, 3 sau 4 zile tot evenimentul și primești bilet gratis pentru tot evenimentul. Doamne, cât de mult ar trebui să înțeleagă cei care ne privesc și cei care au o putere, care pot zice, da, doamne, hai să-i dăm bilete la Untold, să-i dăm la Summerwell, la toate evenimentele care pentru voi se pare că sunt atractive, sunt esențiale. Dacă nu ajungi acolo, nu te vezi cu niște tineri, nu te distrezi, bine, acolo nu o să mai fie Amalia în nota 10, ci o să fie Amalia, suficient bună și încântat de cunoștință. Care e concluzia? Concluzie că trebuie să facem niște schimbări în țara asta și cu ajutorul tău. Cu ajutorul meu. Așa? Și cu ajutorul meu. Și trebuie să ne ținem de învățat până atunci și în continuare. Adică tot timpul să învățăm câte ceva, să învățăm ceva dacă se poate, mai ales din viața de zi cu zi. Amalia, îți mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune. Felicitări încă o dată. Mulțumesc. Și de fiecare dată, până când se mai întâmplă ceva în România, până când se întâmplă ceva în România și cu tine, alături de tine, dacă Amalia v-a plăcut, dacă Amalia vi s-a părut că are acel ceva, înseamnă că 10 e mai mult decât relevant. Dar dacă succesul personal nu este asigurat prin această medie, vă rog, faceți ceva. Oameni care priviți, oameni care dați mai departe, oameni care aveți niște inițiative și vreți să fie auzite. Că altfel o să mai avem mulți tineri care pun un picior în față, care vor neapărat să învețe și să demonstreze că ei pot, dar nimeni care să-i susțină. Și ar fi păcat. John, să ne auzim și mâine de la ora 19. Până atunci, numai bine. La revedere!